Уважаемые граждане, представители масс-медиа, сегодня, к большому сожалению, нас вывело сюда очень негативный повод, и связан он с тем, что представители власти зарегистрировали в парламенте и хотят сегодня принять в заседании парламента в первом чтении закон номер 123 от 5 апреля 2022 года, в народе называемый закон по фейк-ньюс, который обязательно приведет к установлению жесткой цензуры в Республике Молдова. Так как представители власти во время комиссии не захотели и не смогли услышать представителей оппозиции и нашу аргументацию, почему этот закон не должен быть принят в Республике Молдова, мы в своем выступлении визуализируем и покажем, к чему приведет принятие данного законопроекта, для того, чтобы и представители власти, и вы, граждане, поняли, в чем негативный аспект данного законопроекта. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Noi astăzi suntem în fața dumneavoastră, deoarece toți împreună suntem doar la un pas unei schimbări foarte mari. Guvernarea noastră și partidul acest de la guvernare nu s-a limitat cu aceea că a capturat toată puterea în statul nostru. Acum ei vor să captureze și creierul nostru, mințele noastre. De atâta ei vor să introducă această cenzură, când noi nu vom fi deja liberi din care surse de informare noi să ne informăm, să ne gândim și care concluzii să le facem. Azi, când în timpul acestei guvernări, specialiștii de la această guvernare au adus că prețurile la carburanți, la energie, au crescut vertiginos. Prețurile la absolut la tot cele cresc galopant, nemulțumirea oamenilor crește de la zi la zi, ei se străduie să deconecteze gândirea noastră prin impunerea unor informații unilaterale. În ordine de zi a ședinței plenare în Parlament este înregistrat un proiect de lege sub numărul 123, care se numește Legea pentru modificarea unor acte normative. Aș vrea să vă atenționez cu ce dată este înregistrat acest proiect de lege, cu data de 5 aprilie 2022. Și în foarte scurt timp, ieri și azi, se examinează în comisiile de profil pentru a fi adoptată, votată azi în prima lectură și în foarte scurt timp să fie adoptată această lege. Aș vrea să vă aduc la cunoștință unele acte normative în care urmează să fie efectuate modificări. Prima, legea numărul 64 din 2010 cu privire la libertatea de exprimare. A doua, codul serviciilor media audiovizuale. A treia, codul penal și codul contravențional. Țin să vă aduc aminte că cea mai principală lege a Republicii Moldova, legea supremă a Republicii Moldova, este Constituția. Conform articolului 32 din Constituția Republicii Moldova, libertatea opiniei și a exprimării, oricărui cetățean este garantată libertatea gândirii, a opinii, precum și libertatea exprimării, în public, prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Prin modificările propuse la legea numărul 64 cu privire la libertatea de exprimare, acești legiuitori ne privează de posibilitate la liberă exprimare, deoarece orice opinie care nu va coincide cu opinia lor poate nimeri în categoria de informații false. Ei sunt ferm convinși că noi toți trebuie să gândim și să ne exprimăm ca ei. Articolul 34 din Legea Supremă, din Constituția Republicii Moldovei, sună în felul următor. Dreptul la informație. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Prin modificarea codului serviciilor media audiovizuale va fi grav încălcat acest articol din Constituția Republicii Moldova. De acum, orice noutate care nu va corespunde dorințelor acestei guvernări poate fi tratată ca o dezinformare sau fake news.
Dacă acest proiect de lege va fi votat, atât orice minciună care va fi binecuvântată de această conducere va deveni pentru toți noi, pentru cetățeni, adevăr. Dar adevărul real nu va avea loc în spațiul nostru mediatic. Ei doresc noi să devenim surzi, orbi, muți. Cu mult mai ușor să guverneți când nimeni nu vede și nu aude adevărul real. Ajungem la alt articol din Constituția Republicii Moldova, numărul 54. Articolul 54. Restrângerea exercițiilor unor drepturi sau al unor libertăți. Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății. Modificările propuse la codul penal și la codul contravențional vor închide acest cerc. Te-ai informat din sursa nepotrivită, ai făcut concluziile nepotrivite, te-ai exprimat nepotrivit și îți vine răsplata, aplicarea prevederilor codului penal și codului contravențional. Cine va fi acest judecător care va decide ce este potrivit și ce nu este potrivit? Dar cine va fi instrumentul, noi deja cunoaștem. E scris într-această lege. Va deveni SIS-ul. Oare despre așa democrație de iz de dictatură noi am visat? 30 de ani noi construim democrația și azi am ajuns la culme, la apogeu, când nu mai avem dreptul nici să privim, nici să ascultăm, nici să gândim și nici să ne expunem, deoarece asta tot va fi votat în aceste legi. Acum noi v-am demonstrat cam cum va arăta asta și cum vor fi cetățenii noștri în condiții când această lege va fi votată. De la cenzură până la dictatură este doar un pas. Și acest pas urmează să-l vedem cu toți. Stimată mass media, stimați cetățeni, noi prin acest briefing v-am adus la cunoștință și v-am demonstrat că acest proiect de lege sub numărul 123 nu este altceva decât o tentativă de atac la libertatea de exprimare. Cu atât mai mult, acest proiect n-a fost supus unor dezbateri sau audieri publice largi. De aceea, noi mergem, adică guvernarea din Republica Moldova, merge înspre o dictatură totală. Vă mulțumesc! Vă mulțumim!